Salutare și bine v-am regăsit la Transilvania Culturală. Castelul electric, prea bine din prima. Cei care au fost acolo știu despre ce vorbesc. Șue Paparude strigau aceste cuvinte în curtea castelului de la Bonțida, la prima ediție a Electric Castle. Despre a doua ediție vorbim astăzi cu Andy Vanca, PR manager la Castelul Electric. Ce s-a întâmplat din prima, de ce a fost mai bine și cum a început nebunia numită Castelul Electric? Castelul Electric a fost cumva următorul pas logic pe care l-am făcut noi ca organizatori de evenimente. Organizam evenimente de vreo 4 ani în Cluj, prin țară, și a venit cumva firesc. Evenimentele au crescut natural, au devenit tot mai mari, iar Castelul Electric S-l a fost, cum am zis mai devreme, pasul logic pe care l-am făcut și pe care l-aștepta cumva toată lumea. Are așa un aspect magic tot ce se întâmplă. Da, întregul, de la început n-am vrut să fie doar o extensie a unui concert. Am vrut să oferim prin Electric Castle un concept diferit de festival, un concept diferit de tot ceea ce a fost în România, să fie o experiență completă, cumva întregul concept al festivalului se învârte în jurul castelului. Noi venim cu urbanul, încercăm cumva să-l combinăm cu trecutul plin de istorie de acolo, tocmai pentru a crea un context diferit și prin care să le ofere oamenilor o experiență de festival completă. Totuși, cum ați reușit să fie prea bine din prima? Cu multă muncă și multă atenție la detalii. Ne-a surprins puțin și pe noi succesul de la prima ediție. Să fiu sincer, inițial ne gândisem că o să vină undeva la 4-5 mii de oameni când am început să lucrăm la ediția de anul trecut. Dar după ce am anunțat Morciba, atunci am văzut că lucrurile încep să devină serioase. Am regândit un pic planul și poziționarea scenelor și cum amplasăm campingul, tocmai pentru a ne adapta la cerința foarte mare care era pentru Electric Castle anul trecut. Mărturisesc că nu sunt un fan foarte înfocat al muzicii electronice, dar după prima seară de Electric Castle de anul trecut am rămas în fiecare zi și a fost extraordinar. Ați adus public și din alte zone. Câți fani, pe câți v-ați bazat la început? Știu că au fost câte 12.000 pe zi, parcă. Da, au fost foarte mulți oameni din Cluj, evident. Cred că majoritatea erau din Cluj, dar au fost foarte mulți și din afara Clujului, din București, au fost mulți, Timișoara, Cluj, au fost și câțiva străini. Chiar într-o seară m-am întâlnit cu ceva biolog marin care era din Noua Zeelandă, dar el trăia de fapt în Islanda și nu știu cum a ajuns la Electric Castle, deci a fost, era... Și cred că și asta a fost, de fapt, cu siguranță.